Îmi pare rău că n-am făcut live, dar reacția trebuie să vină. O să ne uităm astăzi la Shein. Am trecut măsura Nike pe Shein de la semine. Abonatul zilei este abonați te și dacă vrei să apari în următorul videoclip, v-am pupat. Ei bine, vreau să văd, pentru că am auzit și eu că și ei n-a început să vândă Nike, să vândă tot felul de perechi de la Nike, ceea ce mi se pare crazy as fac. Băi, vreau să vă zic că am terminat și setul. Nu uitați să vă abonați, ghiciți și ghiciști, am dat drumul și la membrii pe acest canal. Doar 6 lei, frate. Dacă vreți să ne susțineți 6 lei, intrați acolo, vă dați join canalului, aveți iconițe, o să vă pun și emoji, o să vă pun mai multe chestii, doar 6 lei pe luna, atât. Bani aia, imaginați-vă că din aia 6 lei mănânc 3, dar, finally, hai să trecem să ne uităm la Seminet, să vedem un pic ce a avut și domnul Seminet de zis. Let's go! Și ei n-am trecut măsura, hai să vedem cum a trecut și ei în măsura. Păi, în ce lume am ajuns să trăim? Așa ceva nu... Da, și asta, asta și mie mi se pare ireal, mi se pare așa amuzant. Se poate, nesimțirea atins cote maxime. Incredibil, Shane vinde Nike, Puma, Adidas și multe alte branduri. Ce se întâmplă? Sunt originale? Au măcar dreptul să vândă toate produsele astea? Se transformă. Băi știi care e faza, faza -i în felul următor, cum este și trendiolo, au dreptul să vândă anumite produse, dar au și produse fake, probabil. În urmă, Shane, în ceva pozitiv, un lucru e sigur, trebuie să stai până la finalul clipului. Înainte să începem cu subiectul important de azi, trebuie neapărat să nu uiți să te rog să te abonezi. Și tu să nu uiți să te abonezi. Exact, abonați-vă pentru că ghiciți nu vă costă absolut nimic, chiar pe noi ne ajută enorm, frate. Și la mine, la mine, la red, la absolut toată lumea. Bă, apăsați butonul la roșu de subscribe plus de asta, vedeți că aveți mega nouă, ba, vede vedeți că aveți o animație nouă. Zi. Hai că ușor, ușor ne apropiem de gol. Ușor, ușor mă îmbrac în tech și tempo. Și fără alte introduceri, follow pe Instagram să mine duți unde postez mimuri fashion related, follow pe TikTok, alătură-te canalului dacă vrei să mă susții în mod direct și să primești insigne cu Adidas și favoriți și let's S-a întors lumea cu curând sus, frățioare. Am primit o gălăgie de mesaje de la voi care sunau cam așa. Ai văzut ce s-a întâmplat cu Shane? Ai văzut că Shane vinde Nike-uri? Știi cumva dacă sunt originale? Ce bolă trăiește după Shane? O să răspund pe rând. Da, e un pic funny ce s-a întâmplat cu Shane și cu ce produse au început să vândă. Pe rând. În primul rând, pentru cei care s-au născut ieri, Shane este cea mai populară platformă de fast fashion din lume. Hainele lor sunt mizere, poluează ca dracu, fură din... Sunt unii dintre cei mai mari uh, poluatori Cred că e corect termenul, de pe planeta Pământ ieși cu inditexul la momentul actual din punct de vedere al hainelor. Și cum v-am zis și în vlogul pe care l-am făcut pe canalul principal, 20% din poluarea apelor este. industria textilă, de fapt, e responsabilă pentru 20% din poluarea apelor, imaginați-vă, ceea ce mi se pare insane. Designuri atât de la branduri mari cât și la branduri mici, într-un cuvânt, ultimii terminați. Sau două cuvinte. În caz că ești nou pe aici ești curios, avem un clip întreg în care abordăm mult mai pe larg. Mamă, cum e capul acolo? Shane. Acum câteva luni, Shane a introdus atât pe site-ul lor cât și pe aplicație programul Marketplace. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în această secțiune... Uh, zero monthly fees, 0% last marketplace fee for the first fix, marketplace fee thereafter, ok. Ah, ok, deci poate să-și vândă absolut oricine produsele pe Shein, cum ar veni. Deci absolut orice store din asta acreditat poate să-și vândă chestiile pe Shein, ceea ce nu mi se pare așa de rău. Ceea ce mi se pare că ei creează o platformă unde vor să fie destul de șmecheri în, în industria hainelor și vor să pună la, pot să, vor să pună pe masă efectiv tot, gen tot de la A la Ei vor să aibă tot. Tare chestia asta, dar în același timp vine și cu riscuri foarte mari. Ne găsiți diferite articole de la o varietate de vânzători și nu doar marca lor Shane. Aici diferiți vânzători își pot lista produsele și practic funcționează la fel ca Amazonul sau ca EMAG. Și ca stockx ul da, e mag, efectiv asta e mag gen e un e mag de haine. Cu dacă vrei. Păi, conceptul ăsta de marketplace nu e așa nou și totuși mie mi se pare că nu sunt chiar așa multe care să aibă și succes. Și datorită faptului că de Adidas nici nu știu dacă avem marketplace-uri de Adidas care să aibă succes la modul gen rupere, rupere, gen să știi că, bă, când te gândești la marketplace-ul ăla, ăla să fie. Da, go StockX, ok, sunt niște marketplace-uri, dar nu sunt niște marketplace-uri la nivelul la care poate să facă și ei, adică și ei ce poate să facă este Băi, ales gen mici, gen mici copii. Că Shane e huge din nefericire, mulți retaileri aleg să folosească programul lor de marketplace. Atenție, am zis retailer, da? Nu branduri. Adică e huge, băi frate. Gândiți-vă că în 2023 Shane a avut vânzări de 30 de miliarde de dolari. tristă Ce au sellerii ăștia de câștigat dacă și pun produsele pe Shane Marketplace? Păi în primul rând expunere și în al doilea rând am înțeles că shipping-ul e mult mai rapid. Și nu știu care dracu' Și ping mult mai rapid, bă, deci vă dați seama, bine, oricum ăștia de la Shein în momentul de față mi se pare că sunt incredibil pe ce au reușit să facă din punct de vedere al transportului și din punct de vedere al absolut tot. Bă, sunt incredibil, efectiv. Păi dar for some reason, aceleași produse pe care le găsești la retailer sunt mult mai ieftine pe Shein. Dar acum vine adevărata problemă. După cum spuneam, mulți retaileri vând pe Shein Marketplace, da? Și nu brandurile. Pentru că, hai să zicem, Nike, spre exemplu, n-ar accepta niciodată în viața asta să-și vândă articolele pe Shein. Înțelegi? Nu și -ar asocia niciodată imagine. Normal că nu și-ar asocia Nike imaginea cu Shane, dar Nike își dorește, eu vă garantez că Nike își dorește să-și vândă produsele pe Shane, pentru că ghiciți ce? Pe ei ajută, frate, Dita i reclama, uite, un clip de genul iar reclamă, bă, voi n-aveți idee cât de mult se gândesc brandurile astea la toate posibilitățile și la toate nebunile, vă jur. Efectiv, cred că 99% din toate brandurile se gândesc la chestia asta și toată lumea ar vrea în momentul de față ca brandul lor, nu neapărat prin ei oficial, pentru că ei nu poate să se poziționeze astfel, dar printr-un retailer autorizat, neautorizat, Again, dacă sunt fake-uri, ok, probabil brandurile ar avea o problemă. Dar dacă hainele sunt originale, băi, vă zic, brandurile sunt mega win în ecuația asta, din punctul meu de vedere. Adică, mie mi s-ar părea că ar fi mega win să aibă o expunere cum este shane pentru că ghiciți ce? -și, ce? Și ei nu cred că în momentul de față Cred că are un trafic colosal Ginea cu mizeria asta Dar un retailer, spre exemplu, nu știu Dau un exemplu random, să zicem Caesar Care vinde Nike în mod legal Are tot dreptul să-și vândă produsele pe Shane exact. Marketplace înțelegi? Exact. Din punct de vedere legal e ok Adică au contracte, totul e bine Nu contează dacă produsele sunt Nike, Adidas, Puma, etc -are... Da, toată lumea are voie să vândă În momentul în care tu iei produsele respective cu o licență Tu poți să le vinzi absolut oricum, cred Chestia asta e o chestie pe de care vreau să mă informez Chiar o să revin uh, cu informații asta foarte, foarte curând, pentru că o să întrebe cineva de la noi care e în industria asta. Sunt și eu foarte curios, gen, tu ai voie oare să-ți vinzi produsele pe orice marketplace sau ai voie să le vinzi doar pe website-ul tău personal? Asta e o altă întrebare și o altă discuție, știți? Și cum ziceam, e complet legal să fac asta, da? Procesul ăsta se numește third party selling. Practic, un comerciant mm -hmm. online le permite vânzătorilor de branduri pe care nu le dețin să-și listeze produsele și serviciile alături de ale lor. Dar ideea care e? Probabil multe dintre brandurile astea care se găsesc acum pe Shane Market place nici măcar nu știu că retailerii vând produsele și pe acolo. Adică Garantat știe toată lumea, bă, nu imaginați vă că la o firmă de nivelul Nike, Adidas, Puma, etăcă, New Balance, ETK, ETK, ETK. Dar în special la Nike nimeni nu stă gen, nu Nike nu stă pe gânduri. Nike află absolut tot, pentru că la Nike ajung toate chestiile astea imediat la urechea lor, pentru că bă, Nike are un mega control din punctul meu de vedere în piața din lume. Mai ales că ei sunt printre singurii promotori al chestii astea cu datul judecata oamenilor care copiază da și într-adevăr, o chestie care corecte, corectă, gen, au dreptate de să facă asta, dar, iar mi se pare semicretinism, gen, la modul cât de atent sunt, știi? Imaginează-ți că marketplace-ul ăsta e destul de nou pe Shane și deja au avut un scandal. Zeci de perechi de Adidas și Hoka apar pe Shane Marketplace și sunt prezentați ca fiind 100% legit. Cu toate astea, când a fost contactat retailerul, un purtător de cuvânt de la Hoka a zis și citez Shane nu este un retailer autorizat Hoka. Cea mai bună modalitate de a vă asigura că... O... Păi bine, Shein nu este un retailer uh, cum se numește a... Uh, cum n-ai bă, Shein nu este un retailer autorizat Așa și ei nu este un retailer autorizat Hoka, dar hoca. omul care vinde acolo poate să fie autorizat și de asta nu știu care e discuția, nu știu cum lasă brandurile sau nu să fie vândute produsele lor pe, altfel, pe astfel de marketplace-uri, pe astfel de aplicații third party, știi? Că și asta e o mega discuție. Cea mai bună modalitate de a vă asigura că obțineți un produs Hoka autentic este pe Hoca.com, la un magazin Hoka sau la un comerciant autorizat. În mod similar, designerul britanic Paul Smith are și el produse listate pe Shane Marketplace și la fel ca în cazul... Ok, mamă, deci câțiva dintre ei s-au autosesizat, apare în momentan. În Hoka, produsele de acolo sunt listate ca fiind 100% autentice. Și totuși, când a fost contactat de retailer, și Paul Smith a zis același lucru. Shane nu este un comerciant autorizat. Nu au niciun deal cu ei, nu le furnizează stoc și în mod direct nu le vând nimic. Ce deducem de aici? Două chestii. Unu, niciun brand serios nu vrea să se afișeze cu gena asta de gunoi numită Shane. Și doi, se poate ca produsele de pe Shane Marketplace să nu fie nici măcar ori... A, da, adică chestia asta, gen, nu... Luați calculul ăsta, nu, nu eu n comanda de acolo. Gândiți-vă că sunt șanse foarte, foarte mari. Dunk Panda la 162 de dolari, finally, în fine, asta e probabil un magazin de resell de la ei de acolo care și-a pus produsele, dar gândiți-vă la un singur lucru, produsele respective pot să fie fake, nimeni nu-ți garantează că ele sunt originale și nimeni nu o să vină la modul și o să zică, bă, da, sunt 100% originale. Ia, pun voi, adică cei nu garanta nu-și asumă chestia asta. Originale. Ce și asta e și problema. Și mai rămâne și cu paguba de bani. Că utiliză... Aceeași problemă ca la trendiol receptorii nu știu asta și presupun că toate produsele care se găsesc pe marketplace sunt 100% legit, vândute de comercianți autorizați. Dar în cazurile Hoka și Paul Smith, astea sunt vândute de third party sellers care nu au absolut nicio treabă, n-au nicio legătură nici cu brandurile, nici cu producători. Asta nu știe nimeni dacă au legătură cu brandurile, pentru că probabil nu s-a zis ce, nu cred că se scrie numele brandului de la care cumperi efectiv, din, cred că e din anonimată chestia asta pe marketplace, cred, habar n-am, nu știu, n-am verificat sincer. Practic ce face și aici se numește Piața gri, grey market, sună mai bine în engleză. Ăsta e un termen folosit pentru a descrie importul și comercializarea de articole în afara canalelor de distribuție. Bunurile de pe grey market sunt numite și importuri paralele și sunt adesea cumpărate în alte țări și vândute la un preț mult mai mic față de prețul lor normal. Piețele... Dar nu sunt prețurile așa mici, adică mi se pare că prețurile chiar sunt a little bit too much. adică sunt destul de măricele. Dar again, aici probabil este vorba 100% de un magazin de resell, gen care a vrut expunere aici și a pus perechile aici și le vinde. Că și eu am tovarși care, inclusiv Dani de la BNIB, care vinde perechi pe EMAG, pentru că e zmaj Sunt o grămadă de oameni care nu știu să caute la pe pagini de resell și așa. Ii caută până, și ei caută paneta, au văzut-o pe au luat-o, știi? Adică, stop it, gen, asta e chestia. Dar again, nu-ți garantează nimeni că sunt originale, știi? Cele gri nu sunt ilegale, cu excepția cazului în care sunt diferențe semnificative între bunurile de pe piața gri și comerciantul autorizat. Dar overall, piețele astea gri pot interfera cu echitatea brandurilor, cu reputația brandurilor și până și cu câștigurile lor. Și încă o chestie importantă de menționat e faptul că pe grey market produsele nu vin cu vreo garanție, practic te cam riști. Așa, garanție, nu știu când ați văzut voi vreodată garanție la Adidas și la haine, da, dă garanția aia comercială de 30 de zile de care este obligat cumpărătorul, dar niciodată nu cred că te-ai dus tu la garanție în afară de firme ale mari Inditex, text, etc, 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 omul ți-a produsul. Gen, niciodată nu cred. Acum vine întrebarea importantă. Sunt bănene originale sau nu? Well, ci că toate mărfurile de pe piața gri sunt legit. Dar din simplu fapt că sunt vândute fără autorizații de la branduri, să știi că nu-i foarte greu să faci mecherii. și prețurile sunt destul de mari din punctul meu de vedere. Adică mie prețurile mi se par mult mai mari decât prețurile lor normale. Adică de ce n-ai de 300 de dolari aici pe perechea asta de Retro 3? Gen, e același preț ca pe StockX aproape, real. Gen. Prețul este aproape același ca cel de pe StockX, nu este vreo diferență din aia majoră, uite. Uitați aici, da? Deci vedeți, da? Prețurile nu sunt foarte, foarte diferite. Pe la 300, 300 și ceva. Astea mai mari vreo 400, 380, 16, cred că 16 e măsura aia, în habar -am, nu știu ce exact. Deci, double nu mi se pare, adică chiar mi se pare că prețurile sunt un pic mai mari decât realitatea. Nu știu de ce dacă înțelegi ce zic. Adică nu i deloc greu dacă te duce capul. Dar totuși dacă s-ar afla că ăștia stau pe rafturi, gen perechile astea de Jordan 1 Se fac șmecherii, lucrul ăsta ar fi foarte damaging pentru Shane. Adică gândiți-vă că din primăvara anului 2023 de când s-a implementat marketplace-ul ăsta, băieții au lucrat destul de mult ca să aducă niște retailer destul de mari pe platforma lor. Vor să concureze cu Amazonul, dar eu zic că mai au de mâncat niște Danonino până ajung la nivelul ăla. Deci, da, oameni buni, aparent în 2024 poți cumpăra Ok, da, dar ce ăștia tot la fel? Vedeți că îi găsiți în tichea, aveți bai 2 și codul Georgescu pentru 10% reducere? Ticole originale de pe Shane. Stop! Băi, fiți atenți, în ultima perioadă am yeah. luat un pic de avans așa cu contentul și video ul ăsta pe care tocmai l-ați văzut voi a fost filmat acum câteva săptămâni. Săptămâni în care s-au întâmplat multe. Și aparent acum, în prezent, 26 mai 2024, se pot găsi fake-uri pe Shane. Adică deja au început băieții, s-au scăpat niște seller din aia vai morților acolo. Dacă s-a închis panda, baiu, ce vreți, ce vreți. Da, asta se întâmplă peste tot, frate, asta se întâmplă peste tot. Cum au trecut și Jordan 1 ea fake pe la StockX și așa mai departe. Bă, n-aveți idee câte nenorociri din astea cu haine fake și așa mai departe se întâmplă la noi. Eu vă garantez că în România, în momentul de față, sunt oameni care cumpără perechile originale, își iau o pereche fake, duc fake-ul la retur pentru că nimeni nu știe să-l verifice și asta a fost ce au rămas cu perechea originală ca idee. Colo și vând fake -uri. Deci rămânem la ideea inițială. Shane e ceva rău. Nu merită ajutat, nu merită promovat, nu cumpărați. Sunt niște mizerii ordinare și gradul de imbecilitate pe care l-au ăștia de la Shane e nemai văzut. Au încercat și ei să facă ceva cu marketplace-ul ăsta, dar nu se poate. O să meargă garantat, pentru că sunt mult prea mari și ăștia de la Shane dețin au totuși un punct de vedere foarte mare de spus în piață la momentul actual. Așa mi se pare mie, mai ales în zona asta de fashion. De Promit că revin săptămâna viitoare cu un Clip complet despre toată situația asta cu Shane și fake-urile. Bun, continuăm cu video. Cel puțin așa zic ei, dar mie unul din pozele astea sincer nu prea îmi par toate legit. Da, asta e doar părerea mea. E important să te și documentezi puțin. Adică te uiți și tu jos aici la numele retailerului, dai un a, ai numele retailerului, ok, deci ai absolut tot. Pe Google cu numele respectiv și vezi și tu forumuri, review-uri, vezi dacă băieții au dat gherele, dacă sunt serioși, etc. Și chiar și așa nu poți avea nimic. Da, deci de e absolut tot, ok, deci nu e nimic secretizat, efectiv poți să verifici e, nu e așa de greu, poți să dai niște cecuri că găsești gen. Garantat o să intre și retailer mare aici doar de ambiția lor ca să-și mai facă niște promovare. Nici o garanție în tot. Uite pantalonii ăștia salita. de la E3, frate, i ador, i ador, eu i ador, i, -ador, să... i -ador. și nu sunt de femei, nu sunt în shorts, da, ca idee, i-am și eu și Ryan pe el acum. Ia vină not până aici. Ăsta frate, ia vede ce are a Ce? Ia vedeți. Ia vedeți Ryan are pe pe Bej, criminali. Criminali, într adevăr destul de scumpi, dar sunt pe Da, 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 pe și in, că acum gen chain a făcut marketplace. E kind of funny, gen să zic pas la acest Shane Marketplace. Puteți să ziceți că -s hater, puteți să ziceți că -s rău, nu mă interesează. Pentru mine Shane e ceva wow, e ceva nasol rău. Poate să înceapă... Astea sunt și niște preconcepții de ale tale, domnul Semine. Și tu ai, bă, și Semine, mâncava și gura voastră, are niște preconcepții din astea de n-aveți voi idee. Să-mi vândă și Ricons mâine și să-mi vină mie Ricons la ușe și să-mi zică, bă, boule, vezi că legit alea pe Shane. Tot nu cumpăr. Foarte multe articole de pe Shane sunt vândute pe Grey Market. Unele sunt listate de vânzători care nici măcar nu introduc numele brand în titlu. De aia câteodată trebuie să cauți, nu știu, hz 0 i 25 dacă vrei să găsești un produs pe Shane. Brandurile cu nume. Da, dar gen, oamenii poate așa e un cod din asta de la ei, de pe acolo din zonă. De mari sunt listate ca mărci premium și din ce am văzut eu au o pagină specială, cred că pagină de marcă se numește. Dar chiar și astea pot crea confuzii pentru utilizatori. Spre exemplu, la început numele Carhartt era scris greșit pe Shane Marketplace. <laughs> adică well done. Bă, overall ideea care e. Brandurile mari nu pot comenta, n-au ce să zică. Nu pot obliga Shane nu se nu mai vândă produsele lor pe grey market ăsta. Singurul lucru pe care un brand îl poate face e să înceteze să mai dea produse retailerilor care le dau mai departe pe -și. Păi da, mă, la bine, 90% dintre retaileri și a de aici sunt reseller, nu sunt retailer autorizați Nike, că ea nu se bage neapărat aici. Ăștia reselleri și oamenii care sunt mai jos, da? Oamenii care sunt mari, poate o se bage aici în momentul în care o să simt oportunitate, acum am și mai devreme. Chain marketplace. Sau a doua variantă ar fi să înceapă și să dea niște oferte mai bune decât alea de pe -și. Reducere alea, alea. Oricum, din ce am observat eu în majoritatea cazurilor găsești pe Shane Marketplace ăsta numai chestii de duzină numai rebuturi care nu s-au dat la vremea lor. Rămășițe, spune-le cum vrei tu. Dar am văzut că mai scapă totuși și câte o pereche de Jordan X Travis. Acum vă zic sincer, nici eu nu știu ce să mai zic. Uh. Nu, ar fi tare să comandăm niște de astea. Poate facem un clip chat în care baie... poate facem un clip băieți în care comandăm nebunile astea și vedem ce e de capul lor, ce ziceți. Uh, da, cam asta a fost misterul cu Shane și Nike. Sper că te-am lămurit cât de cât și dacă nu te-am lămurit, pur și simplu nu cumpăra. Bine, și dacă ești lămurit, ar fi indicat să nu cumperi, că până la urmă vorbim de Shane, groapa de gunoi a fashionului. Da, asta e partea a doua. Chestia asta e destul de nouă oricum și research-ul ăsta pe care l-am făcut eu a fost așa pe fugă. Dar parcă și văd peste câteva luni mare scandal, că cinești. no, sunt șanse să existe un scandal, nu ne chestia asta, adică 100% există șanse să fie un scandal. Dar mi se pare că acest scandal ori va veni mult mai încolo, ori nu va veni deloc. Dar sunt șanse, există. Știe cum Ex vor scăpa băieții ăștia de niște fake-uri de alea grave. Mamă, mamă. Parcă și văd. -i... Alea ca pe trendiol cu Jordan, așa. De alea. clipului. Shane vinde Nike fake. Bun, care de obicei mulțumesc șmecherilor care au ajuns până aici la... Da, sincer, asta este un subiect foarte amplu și un subiect care o să fie destul de discutat în industria asta a fashion în următoarea perioadă, mai ales că și ei n-au vrut să intre pe acest tip de marketplace și pe acest tip de piață, pe piața gri, grey market care se petrece la nivel global, care este în absolut toate domeniile și ghiciși ce de-abia aștept să văd care o să fie reacția lor și dacă cumva o să vină brandurile margin, Nike, New Balance, Adidas, Puma, etc, cu vreo chestie oficială. Și da, vă mulțumesc mult, fraților, că v-ați uitat până aici, ca de fiecare dată, nu uita da să subscribe pentru că mergem la cu Brad Pitt împreună cu voi și cu Angelina. Dacă vreți, vă aștept pe toți la Olorit cu Brad Pitt. Hai, v-am pat, băi, vă pup, vă pup, vă pup.